În primul rând, Teatrul Târgoviștean va inaugura noua stagiune cu un maraton teatral ce va avea loc între datele de 30 septembrie și până pe 2 octombrie. Piese de teatru din repertoriul stagiunii precedente a Teatrului Municipal, dar și spectacole invitate vor asigura o adevărată sărbătoare a teatrului ce va avea loc la Târgoviște. Toamna se numără boboci, iată că și noi la Teatrul Municipal încercăm să numărăm numărul, sau avem numărul de spectacole, să numărăm spectacolele pentru această stagiune, stagiunea 2011-2012. Aș vrea să, în primul rând, să spun aici tuturor celor care iubesc teatru că 3 zile de teatru la Târgoviște înseamnă genuri de spectacole invitate de la studenți debutanți, cum sunt cele 3 spectacole ale Universității de Artă Teatrală din București și Târgu Mureș. Este vorba de un spectacol adus de la invitat din București, de la Arcub. Propunem genul acesta de spectacole sau linia aceasta pe care noi vrem să, culoarul pe care vrem să-l dăm în această stagiune. De ce? Pentru că el se adresează tuturor spectatorilor, de la mici la mari, așa cum și teatrul de altfel se adresează, de la cei mici până la părinții și bunicii noștri. Administrația locală a vrut să dea și o altă veste bună, în special colaboratorilor mai noi sau mai vechi ai Teatrului Municipal. Datorii de peste 7 miliarde de lei vechi, către colaboratori sau instituții de cultură cu care s-a lucrat în parteneriat, unele dintre acestea mai vechi de 5 ani, au fost achitate în integralitate. Bună ziua, am ținut să fiu alături de managementul Teatrului Municipal Târgoviște, de Dan, de Marta, de toți cei care reprezintă Teatrul Municipal Târgoviște, pentru că aceasta este o instituție, în adevăratul sens al cuvântului, și nu este o afacere personală, așa cum a fost până acum 2 ani. Sau o modalitate de a-ți arăta ego-ul și alte părți, mai mult sau mai puțin proeminente în interior sau în exterior, ale unei anumite persoane, ca să nu spun personaj. Referitor la proiectele pe care vi le-a spus Dan, cu siguranță târgoviștenii le vor aprecia, vor participa la ele în număr din ce în ce mai mare, așa cum s-a întâmplat de altfel și în ultimii 2